PMP are, începând de duminică, o nouă conducere, da, în persoana în frunte cu domnul Cristian Diaconescu, care este noul lider al partidului. Cu ce speranțe pentru noua, cu ce speranțe privești noua conducere a partidului și ce așteptări ai de la noul lider al PMP? Așa e, PMP a avut congres duminică, un congres unde am votat electronic, am testat, da, și votul o premieră electronic, da, mai au fost astfel de inițiative în România, noi am avut o platformă noastră. Și ne bucurăm că am testat și a funcționat foarte bine, ceea ce înseamnă că putem implementa, da, votul electronic și pentru scrutine electorale. Mă gândesc că tot am lăsat moștenire în Parlamentul României un astfel de proiect. Sigur, eu am mare încredere în domnul Diaconescu și în colegii mei care se află pe moțiunea domnului Diaconescu. Am convingerea că vor reuși să ducă mai departe proiectele și cauzele pentru care PMP a militat și să continue cu noi idei, proiecte, teme, cauze ale partidului, mai ales că dacă ne uităm astăzi ce se întâmplă pe scena politică și noi vorbeam un pic înainte să vorbim, că cumva pare că a intrat totul așa într-o stare de amorțire. E nevoie de voci puternice. Partidul Mișcarea Populară este un partid de dreapta, conservator și asta trebuie creștin democrat, da, cu valori puternice, autentice de dreapta și asta trebuie nu conservat, ci întărit. Nu doar conserva, mă refer, ci întări cu foarte multă forță în perioada următoare de noi toți cei care ne asumăm să ducem mai departe acest proiect pe picioarele sale. Apropo de congresul de duminică, președintele, fostul președinte, Traian Băsescu, a fost prezent la acest eveniment? Nu, noi am avut evenimentul în Sinaia, pentru că în București există niște restricții, a intrat Bucureștiul și în scenariu roșu, au fost niște restricții și cu privire la numărul de persoane, noi totuși ne-am întrunit 50 de persoane la Sinaia, așa cum acolo este permis la spații închise, în București erau doar 25, deci nici măcar membrii moțiunii nu reușeau să se întrunească cu toții. Deci de aceea Sinaia. Nefiind în București, dar am mers în Sinaia și nu au participat nici toți colegii noștri lideri de filiale, n-au participat nici atâția invitați când ne-am fi dorit, nu a ajuns nici domnul președinte.